Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Cea mai importantă problemă a României zilelor noastre sau zilei noastre, că cred că e o problemă de o zi, nu o zi nouă, este problema puiului vopsit. Se umblă cu puiul vopsit, nu se mai umblă cu cioara, se umblă cu puiul. Și există această stare de tensiune la nivelul societății legată de descoperirea aceasta incredibilă. Și am intrat pe firul problemei, am intrat un pic pe cronologia problemei și este clar, problema a fost generată de către primul rând cei care vopseau puiul și în al doilea rând de către cel care a constatat, agentul constatator care a fost Horia Constantinescu. A izbucnit acest domn Horia Constantinescu, de la el a plecat această situație pe care o vedeți acolo, extraordinar ilustrată, dați-o mare pe ecran să o vedeți, puiul vopsit. Există o perioadă în care se vopsește ouăle și există o perioadă în care se vopsește chiar puiul. Suntem în perioada puiului vopsit. Horia Constantinescu a constatat această chestiune și a zis, domnule, îmi dau demisia. Dumneatale, domnul Zanfir, dacă găsești o noimă a cronologiei... Încerc, caut. Dumneavoastră spuneți că eu caut. Uite ce fac ăștia, îmi dau demisia. Ca și cum nu, eu așa am înțeles că pentru că i-a descoperit pe ăștia făcând așa ceva ce vedeți acolo pe ecran, Horia Constantinescu a zis că își dă demisia, după care a spus că faptul că a zis că își dă demisia nu înseamnă că își dă demisia. Una e una, alta e alta. Da. Și după aia a zis că într-adevăr o să plece din funcție pentru că este candidatul PSD-ului la primăria Constanța. Și nu pentru că ar fi promis că își dă demisia. Nu pentru că ar fi promis. Nicio legătură cu faptul că a și promis. Da. Bun, asta cu demisia și cu candidatura, domnul Buzoian, asta e o discuție separată. Da. Pe mine mă interesează povestea puiului vopsit. Da. Deci, înțeleg că unii pui sunt îngălbeniți artificial în România spre a părea mai... Apetisanți e cuvântul. Apetisanți. Bun. Am văzut că ăsta e întrebuită. M-am ferit nu știu, de cuvântul ăsta. Da. Așa. În primul rând trebuie să fac o declarație. Ați consumat așa ceva, domnul Zanfir? Nu. Ați venit deci, după ca să consumat... se înțeleagă de la început, mie nu-mi place puiul. Așa că mă voi baza pe expertiza dumneavoastră. Ca să... Mie nici galben, nici roz, nici siclam, mie nu... Deci trebuie să înțeleg de la un... Sunteți consumator de pui? Mi s-a întâmplat să consum pui. Vreau să vorbesc cu cineva avizat pe speța asta. Deci dumneavoastră consumați pui în mod constant, înțeleg? Da. Sunteți un mare consumator de pui. Dumneavoastră, vă verificați așa puiul la culoare. De exemplu, dacă e un pui mai galben sau... Cum vă place puiul? Ce culoare vă place puiul, vă rog? Vreau să înțeleg... Sunteți rasist în chestiunea puiului? Suntem. Judecați puiul în funcție de culoare? Vreau sau să... toți puii sunt la fel pentru dumneavoastră? Eu nu văd diferență între pui. Puiul... Sunteți colorblind în speța puiului? Puiul e pui, domnul Zanfir, indiferent de culoare. Indiferent de culoare. Știi să-mi declin și indiferent competența? De gen. Și indiferent de gen. Mai ales indiferent de gen. Adică nu faceți diferența între cocoș sau găină sau nu. Nu. Vă rog frumos. Nu am nicio prioritate. Și nici nu presupuneți genul puiului. Nu prioritizez nici genul, nici culoarea. Ce vreau să remarc este faptul că nici nu sunt un împătimit al deciziilor, în sensul în care soția decide ce se mănâncă, cum se mănâncă, eu doar constat situația în care mă aflu. Fără să văd procesul acesta, de la cumpărare la... Adică nu cumpăr, n-am această abilitate. Trebuie să fiu cinstit cu dumneavoastră. Văd aici niște imagini cu puiul. Ce nu înțeleg? Dacă e mai galben, oamenii poate preferă, oamenilor poate le place să fie ușor îngălbenit înainte puiul. Nu știu, poate e o tradiție. Poate se naște o tradiție. Cum de Paște, fără legătură cu Iisus, fără legătură cu sărbătoarea pe care o avem, cu învierea. Dom'le, se vopsesc acele ouă. Dom'le, poate se naște și această tradiție a vopsirii acestui pui. Am văzut că a fost o tradiție și la fotbal cu neapuiul care a vopsit la un moment dat jucătorii. Da. Galben, tot galben. Da. Deci, tata puiu. Tata puiu. Tata puiu și puii lui galben. Încerc să spun că există o tradiție a vopsirii. Cloșca cu pui de aur. Iarăși, din ce rețin. Da. Erau aurii. Da. Deci galben dacă reducem. Și costă mai scump pentru că s-a folosit și vopsea, adică mănânci că până la urmă este pusă în preț vopseaua. Domnule, nu ar fi vopsea. N-ar fi. Că despre asta e vorba până la urmă. Deci domnul Horia procedură. Constantinescu, da. Un personaj pe care noi l-am pus sub semnul întrebării de-a lungul timpului, a aruncat ultima... Cum să zic eu, mă, să fie frumos, să fie pentru televizor. Cum zici la televizor? Jurat, asta e singura chestie. Nu, haide, Radu, da. Păi da, tu îmi zici mie. Da. Eu care nu știu ce să fac să te mai cenzurez, să, că ai cei la gura ta. Deci, cum spui la televizor cuvântul ăsta pe care îl caut eu acum? Când aruncă el un... sau o
în spațiu public și toată lumea, o, ce mai să sta. Pastele lui. O manțocărie. O manțocărie. A aruncat o petardă. Petardă. A aruncat o petardă în spațiu public, așa, pe plecare. Da. Adică lumea a trecut prea repede peste recomandările lui de jumări de la ferma dacilor. Cam repede am trecut. S-a trecut și omul... a început să se bată cu puiul. S-a vopsit, gata acum. E o problemă cu ANPC-ul ăsta, pentru că nu e foarte clar cu ce se ocupa ANPC-ul ăsta, protecția consumatorului. În primul se ocupă cu pagina de Facebook a domnului Horia Constantin. Nu se mai TikTok. Ocupă, că a plecat, gata, la revedere drumul. Înțeleg că acum e domnul Paul Angel, șef la ANPC. E, un om serios. E o diferență mare aici. între Horia Constantinescu, nepotul lui Miron Constantinescu, pentru cine cunoaște istoria politică din comunism, și Paul Angel, care înțeleg că e un profesionist din instituție de ani de zile. Bun. Da. Domnul Buzean, deci poate se schimbă ceva și cu ANPC-ul ăsta. ANPC-ul ăsta își dă cu presupusul în zone unde n-are competență. A intrat acum pe felia ANSVSA. Pentru cei care nu știu, la ANSVSA sunt medici. Medici veterinari. Da. Sunt meseriași. Oameni cu pregătire în domeniu. La ANPC, cu tot respectul, eu nu știu ce pregătire au oamenii aia. Ce sunt ei de fapt? Ce meserie au ei? Care e profesia lor? Care e calificarea lor? Nu, eu mă pot referi strict la domnul Constantinescu și gândul calificarea sa e creator de conținut. Asta. În afară de creator de conținut, ce are vreo hârtie la mână? Că lucrea demnitar la stat, nu știu ce. Și înainte de a fi demnitar, a fost funcționar în cadrul instituției respective. Da. Și acum, deci ei ce sunt ăștia de la ANPC? Uite, poate să fie candidat la primărie. Asta poate. Asta o să fie. Lasă-o treacu de candidatură. În ce se găsesc competențe? Nu mai. Te-ai dus cu poteca greșită. Deci, ce competențe are ANPC-ul care îmi spune mie că e puiul galben și puiul ar trebui să fie roze demisex sau cum ar trebui să fie puiul? Dar e sau nu e, domnule, galben? Păi e galben, îl vezi, dați puiul galben. Păi e vopsit sau nu e vopsit? Cum adică e vopsit? Păi uite că, se ia vopseaua. Am văzut se ia vopseaua de pe el? Se ia vopseaua, ai și la... Păi parcă nu se lua vopseaua de pe el. Ai și la spălare. Păi eu am ascultat declarațiile domnului Horia Constantinescu, candidat la primăria Constanța. Da. Și patron de spații închiriate la cluburi în Herăstrău. Da. Că el are mai multe competențe, așa. Și am ascultat și declarațiile șefului ANSVSA. Și șeful de la ANSVSA îi spune domnului Horia Constantinescu: bătaș de din gură. Bătaș din gură, ne facem dâns toți. Da. Ne da. Facem toți dâns. Haideți să ascultăm declarațiile celor doi. Da. Și așa, cu materia proaspătă în minte, să ne interesăm puțin pe speța asta puiului vopsit. E periculos, nu-i periculos? E ultima vrăjeală a lui Constantinescu de TikTok înainte să plece la candidatură? E pericol pentru sănătate și ăștia de la ANSVSA n-au grijă de trupul nostru? Câte și mai câte? Hai să ascultăm declarațiile astea. Domnul Mihai Ponea și după aia tragem o concluzie. Nu-l dăm și pe Horia Constantinescu. Prima dată Horia Constantinescu, să vedem unde a plecat nebunia. Și după aia Ponea de la ANSVSA, să vedem unde a ajuns. Bine, Horia Constantinescu. Destul de extinsă este situația. Am stat de vorbă și cu alți operatori economici la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situație trenează de foarte mult timp. Vorbim inclusiv, nefiind un medic veterinar, nu sunt foarte priceput în domeniul hrănirii puilor, dar am investigat și am văzut că aceștia sunt hrăniți cu anumite furaje ce dau culoarea toxice, nici pentru păsări, nici pentru om. Dar vorbim aici de o practică comercială înșelătoare, vorbim de o situație cu care se confruntă foarte multe dintre gospodinele ce aleg de la raft buiul mai galben, știind cumva din generație în generație că acela este cât mai apropiat calitativ de puiul de o gradă de mult. Ori iată că lucrurile aici fac să pară cu totul altfel, în sensul în care pui crescuți doar câteva zeci de zile aparent sunt pui de calitate superioară, în condițiile în care de fapt au fost vopsiți, așa cum spuneam, ca o cioară. Vom da decizii sau ordine de încetare a practicilor comerciale înșelătoare în raport cu această situație, pentru că este esențială informarea consumatorilor cu privire la aceste variante de, să spunem... Câte kilograme, câte de extinse era? Ce ați găsit? Nu vă pot da date la acest moment cu cantitățile retrase într-o acțiune de anvergură națională. Așteptăm, încă se fac verificări la mai mulți dintre furnizori. Nu aș vrea să creăm o inducere în eroare pe cum că produsele comercializate de producătorii români sunt infestate sau se adaugă coloranți. Iar fiecare lot de păsări care se sacrifică în ferme este testat de salmonela. Mai doresc să-i explic dumnealui
în mod public că există 2500 de tipuri de salmonella, dintre care doar două sunt periculoase și sunt și acestea reglementate. Da. Înainte ca orice lot de păsări să fie sacrificat cu 48 de ore înainte, medicul de fermă trimite prin sistem informatic document de lanț alimentar care cuprinde furajarea, greutatea, vârsta și pune în spate un buletin de la laborator că păsările din fermă sunt libere sau contaminate cu salmonella. Repet, salmonella. Noi nu mâncăm, un lucru trebuie să știe consumatorii, că noi nu mâncăm carne sterilă. Doar produsele sterile din conservă nu dețin bacterii. În rest, orice aliment pe care pune mâna are salmonella. Domnul Zanfir, uitați ce se întâmplă. Am ascultat cele două depoziții, să le numim așa, și mie personal ce am auzit de la domnul Horia Constantinescu mi-aduce aminte un pic de domnul, o să vă mire, domnul Petre Roman. Domnul Petre Roman are această situație în viață în care părul său devine, sigur, nu galben, ci mai degrabă spre maroniu. Și lumea zice, domnule, se vopsește. Și el zice, nu, domnule, folosesc niște tratamente, un stil de viață cu tare, mâncarea face, duce la așa ceva. Deci pare că suntem în această situație. Pe de o parte vine domnul Horia Constantinescu, domnule, e vopsit. Pe de altă parte, domnule, mănâncă anumite chestiuni, există această variantă, puii mănâncă și de-aia devin mai galben și așa mai... Deci suntem în situația Petre Roman. Asta este ce văd eu aici. Da, în... dar nu-l mănânci pe Petre Roman. E adevărat, sper, e adevărat, Radu, e adevărat. Sper. Nu se mai consumă Petre Roman de foarte multă vreme. Așa este. Așa. Acum, eu nu înțeleg. E o discuție despre practici înșelătoare. Da. Tu vezi puiul ăla galben și imediat ai gestul reflex pavlovian aproape de a-l achiziționa. De fapt, e o discuție despre salmonella. Despre ce vorbim? Păi aici în realitate, care e tema discuției? Domnul Ponea, că-ți ia ochii, că-l vezi galben. Și când tu când vezi ceva galben, cumperi. Doamne, ce galben e puiul ăsta. Cumpără câțiva. Sau puiul e periculos pentru că are salmonella. Vreau și eu să știu despre ce vorbim. Acum am ajuns la salmonella. Păi da, am pornit de la gălbeneală. Hai, și am ajuns la salmonella. Are vreo legătură culoarea galbenă cu salmonella sau nu? Ca să înțelegem și noi. Dacă a fost aruncată o petardă de asta, au dat niște tiribombe în spațiu public ca să marcheze plecarea în funcție de candidat al lui Horia Constantinescu, a acestui om, și să plece așa ca un erou. Păi am plecat de la scandalul puiului. Eu am plecat în fruntea ANPC când m-am luat la trântă cu puiul vopsit. Păi da, asta e, dacă n-are noi, mă, pentru că nu e ca și cum a fost demis el venit și spunând niște lucruri și sigur în luptă cu sistemul a căzut. Dom'le, omul a venit și a aruncat petarda asta, după care a plecat, a zis că pleacă din cauza petardă. N-are nicio logică omul ăsta, n-are nicio deci structură. Dacă au salmonella, da. Eu am înțeles de la cei de la ANSVSA că salmonella asta există în toate produsele crude pe care le achiziționez, da? Deci fac excepție cele din conservă. Da. Că tu nu mănânci puiul crud. Sper. Corect. E corectă informația. Nu se mănâncă puiul crud, da. Îl prepar termic. Da, da. Și ți se spune. Prepară și tu termic puiul ăsta. Da. Nu-l mânca așa crud. De ce? Are salmonella. Salmonella care dispare, că am înțeles că sunt două forme de-astea de salmonella identificată, care dispar ambele forme prin preparare. Prin preparare termică. Da. Deci tu ne anunți pe noi că există ceva periculos în carnea crudă pe care eu oricum nu o mănânc crudă. Și ne spune ANSVSA-ul, păi normal că există. Păi, cum să nu existe? De-aia, alimentul trebuie preparat termic. Da. Pentru cine vorbea domnul Horia Constantinescu? Pentru consumatorii de carne crudă de pui? Încerc să-mi dau seama de ce este asta subiect. Galben, zice domnul... Deci, acum ne-am întors la culoare. Bun, există de când a apărut pasărea pe pământ, în zona aceasta. De ceva timp metoda de creștere s-a schimbat, într-adevăr, se folosește, domnul Ponea, cred că asta. Se folosesc în rețelele de furajare atât pigmenți naturali pe care îi găsim în porumb și în lucernă, dar și dintre aceia sintetici care dau acea culoare galbenă, dar care au fost aprobați de autoritatea de reglementare și sunt folosiți ca hrană a păsărilor. Sunt lucruri reglementate, nu știu. Domnule, aici trebuie să mai facem niște mențiuni. Sigur că nu suntem specialiști pe zona asta, dar e evidentă situația asta în care ne aflăm, și anume se bagă, domnule, în pui ăștia niște lucruri care... Eu cred că culoarea galbenă este cea mai mică problemă legată de pui din România. Da. Nu culoarea galbenă e problema în care deci ne aflăm. Deci culoarea e ultima noastră problemă. Dacă stăm așa să verificăm puiul din comerț și cum e el hrănit, bine, nu vom generaliza acum să ne punem crescătorii de pui în cap, dar eu am înțeles așa că există mitul ăsta. Poate o fi chiar realitatea hormonilor din pui.
Acolo văd eu mai degrabă o discuție, dar domnul Horia Constantinescu n-a avut o problemă cu situația. Nu asta păi n-a avut o problemă, că dânsul a scos așa mitraliera și a tras cu gloanțe oarbe ca să facă circ la plecare, ca așa știe el să facă circ. Deci eu nu l-am văzut pe omul ăsta nicio speță serios. Când s-a lipit de subiectul ăla cu taverna racilor, război, nu știu ce, după aia au dat-o la un crevete, la pace. După care s-a lipit de un alt subiect, tot așa, a liniștit-o. TikTok, mult TikTok, influență reală, hau, hau, bau, bau, și concret ce? Păi zici, mă, că dacă oprești ăștia TikTok-ul, concret? Dacă reglementează ăștia TikTok-ul, l-au oprit sau... L-au terminat dacă reglementează. Îl lasă fără că a găsit, înțeleg că nu știu cine se lăuda un PSD-ist. Dom'le, dar când a găsit carne veche de 7 ani într-un restaurant? Păi de ce a găsit carne veche de 7 ani într-un restaurant? De ce s-a ajuns la 7? De ce n-a găsit carne veche de 6 sau de 5 sau de când e el în funcție? Acum... El cum face contractele? De 7 ani, ca la aia, ca la morți? Cum se face? A găsit el de 7 ani. Înseamnă că instituția pe care o conduce nu mai verificase de mult acolo nimic. Deci poveștile astea, mie nu mi-e clar a NPC-ul ce rol are pe acest pământ. Nu mi-e clar. Păi, nu știam că această... se ocupă și de bacteriile din pui. Credeam că asta e treaba ANSVSA. A contribuit și omul ăsta bezmetic, în mod bezmetic a contribuit. Adică la această neclaritate. Oricum e o chestie neclară, pentru că până la urmă, sunt până la urmă competențe și la ANSVSA și la... ANSVSA am înțeles că poate să închidă și restaurante. Da. Intră într-un restaurant și gata, suspendă autorizația de funcționare. Da. Dar dă vreodată ANPC-ul autorizație de funcționare restaurantului ca să o poată suspenda? Are competențe pe zona asta de alimentație publică a ANPC-ul? Știe ANPC-ul care-i treaba cu salmonela? Păi scuză-mă, între Horia Constantinescu, caută-mă și tu pe internet, că ai internet, ai toate resursele, stai cu mărul ăla mușcat în față. Zi-mi și mie ce pregătire are el, da. Pentru că la ANSVSA sunt medici veterinari. Domnul Zafir. Păi da, eu între unul care a făcut doctor. Medicină veterinară și unul care, înțeleg că eu despre el pot să spun că e nașul copiilor lui Adrian Năstase, deci numai lucruri frumoase. Și are terenurile alea din Herăstrău. Ce... Hai mă, caut eu, că văd că nu-ți domnul place Zafir, munca. Apropo de medici, hai să-l ascultăm și pe un doctor. E bine să ascult și un doctor din când în când. Uite, de exemplu, domnul doctor Barbu, dânsul având doctora de aia, vă spun, domnul de la agricultură vine și el pe treaba asta, se aglomerează și vine și se aglomerează și el discuția. Gata, domne, am găsit. Luând apărarea fermierilor, să-l ascultăm și după aia... Stai, până-l ascultăm, stai să vă spun. Înainte, okay. Deci, a făcut așa, liceu, da. După care facultatea de drept la Titulescu 99-2003, da. Bun, a avut o pauză între liceu și niciun fel de rușine, așa, după care un master la Biotera. Dom'le, decât să dea în cap la oameni pe stradă, uite, făcut și după aia niște certificate de la Academia de Poliție. Deci n-are treabă cu medicina. Nu, n-are cu medicina. Cu biologia, cu agricultura, da, cu zootehnia. Deci nu e pe zona asta. Cu atât mai mult că n-are treabă. Păi și pone ala de la ANSVSA presupun că are treabă. Da, 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 are treabă. Deci se ceartă unul de meserie, da. Cu unul care știe să citească termenul de expirare. Domnule, pe de altă parte, face competențe profesionale ăștia de la ANPC. O înregistrare cu domnul Ponea. Aici la înregistrare e tare de tot Horia Constantinescu, e zona lui cumva de activitate. Zona asta de înregistrări, de nu știu ce, de nu știu ce competențe. Domnule, omul e spectaculos, are cont de TikTok măreț, are succes pe Facebook, are like-uri. Are like-uri, nu mă compar. Nu e mă mai pune. Tare ca tine e pe online? E mai puternic. Are și motor, are și vehicol foarte puternic. Se duce pe acolo, dărâmă, face... Nu mai dărâmă acum. Găsește pui vopsiți cu tare, nu mai dărâmă. Deci până la urmă, puiul ăsta vopsit e periculos? Domnul Zaf, eu zic că e periculos puiul în general. Lasă, domnule, ăsta vopsit. Din ce spun specialiștii, e periculos puiul în general. Ăsta vopsit, ăsta galben, e mai periculos decât ăla negalben? N-am reținut o concluzie. Păi da, Ponea de la ANSVSA zice că nu. Omul zice că, domnule, nu salmonela asta pe care a identificat-o domnul Constantinescu e periculoasă sau dispare la preparate? Am văzut niște videoclipuri cu niște vopsea dată jos, nu mi se pare... Păi da, eu nu înțeleg de ce am văzut situația. Vopsea dată jos, pentru că uite ce zice domnul Horia Constantinescu. Da. Există o vorbă care spune că umbli cu cioara vopsită. Sigur. A folosit-o și el. Dar iată că varianta modernă se referă la puiul de găină vopsit. Există operatori economici care își vopsesc aceste produse pentru a ne induce în eroare, dar și aici se întâmplă o minune. Unii dintre pui sunt vopsiți prin hrănire pentru ca vopseaua să pătrundă în țesut și să nu poată fi spălată. Păi dacă ei capătă o culoare după ce mănâncă ceva, nu înseamnă că-s vopsiți, mă. Înțelegi? Da. Vopsit înseamnă altceva. Haideți să-l ascultăm pe domnul Barbu, e și limba, care va clarifica situația. Da, hai să vedem. Cine e domnul Barbu? Domnul Barbu. A, bine. Hai că i-am dat cap.
Eu nu cred acest lucru că fermierii fac așa ceva, în primul rând. În al doilea rând, ANSVSA-ul, care nu este în subordinea Ministerului Agriculturii, face verificări și, bineînțeles, că se va ieși cu un raport pe acest lucru. Nu pot să-mi dau cu părerea, eu nu cred că fermierii români vopsesc pui. Să fie foarte clar. Ca să înțelegem, puii care îi vedem în magazinele de retail sunt cei cu 80-90% crescuți cu porumb, și cantitatea cea mai mare de pui, pentru că sunt foarte bine căutați, am deschis piața inclusiv cu omologul meu francez ministru, piața din Franța ia pui din România. Cel mai mare export de carne de pui în Franța se face din România, de la fermierii români. Pentru că noi avem pe carnea de pui un grad de autosuficiență de 160%. România produce aproape 400 de milioane de pui. Doar ANSVSA-ul face controle sau mai sunt și alte instituții? ANSVSA-ul are atribuții pe verificarea produselor agroalimentare. De ce crezi că a ieșit acest subiect în perioada asta? Nu pot să-mi dau cu părerea. Eu sunt sigur că ANSVSA-ul va ieși cu un raport și sigur vor lămuri acest lucru. Dom'le, dacă ar fi doar asta problema, ar fi o stare liniștită, dar problemele sunt și de natură politică, în sensul în care s-au adunat oamenii ăștia să facă o treabă, un război la graniță, să detensioneze, să fie stabilitate, să facă să dreagă. I-ați văzut, puși pe treabă. Și un nou scandal izbucnește la nivel politic în Brașov de data aceasta. La Brașov, acolo, iar nebunie mare de tot, bătaie între PSD și PNL la Brașov. PSD-ul susține pe domnul Scripcaru, dar, deci domnul Scripcaru este candidatul pentru primărie care să-l dea jos, venit să-l dea jos pe actualul primar de la USR, dar problema este la nivel de Consiliul Județean, acolo unde liderul PSD din zonă nu-l înghite, ăsta este termenul apropo de pui și așa mai departe, nu-l înghite pe domnul Vestea și spune că este arogant. Domnul Marius Dunca nu-l înghite pe domnul Vestea și spune, domnule, e arogant, nu l-aș pune. Deci nu l-aș pune. Scripcarul cred că vine din partea cine PNL. Arogant? Domnul Vestea care merge făcând podul pe spate? Domnul Vestea. Nu cred. Ar fi nu arogant. Nu cred așa ceva. Actualul ministru al dezvoltării. Dar de ce îi spune asta? Nu știu că ce așa... îi se pare domnului Dunca arogant la domnul Vestea? Băi, deci eu pe domnul Dunca l-am cam pierdut de pe radar când nu mi s-a... El a fost ministru la un moment dat, nu? Câteva ore într-o altă viață. Da, sigur. A fost pe la turism, pe la nu știu. Da. Caute și tu. Nu e chiar așa de important încât să rețin. Deci, dar știi ce apreciez la domnul Dunca? De la PSD Brașov? Dacă aveți și cuvinte frumoase deci, despre domnul. Cred că e prima dată când fac o apreciere favorabilă. Deci, ăsta e pleonaz? Poți să am și aprecieri nefavorabile? Eu zic că da. Fac o evaluare favorabilă, da. Ca să nu riscăm cu limba română, ca râs de Horia Constantinescu jumătate de oră și o dăm noi da. Aici pe arătură. Deci, în sfârșit, o realitate care trebuia subliniată de un om altul decât noi doi. Da, mă, pare arogant rău de tot deci, a venit asta. Să ne... Dar ce-mi place ca sesizat... Să ne confirme, pentru că părea că suntem noi nebuni aici vorbind, eram singurii care vehiculam așa ceva în legătură cu domnul Vestea. Și vine domnul Dunca și așa... Bravo, domnul Dunca! Eu le-am propus un pact de neagresiune. Așa? Ei nu au vrut! Din acest moment vom scoate toate neregulile de la Consiliul Județean, adică cele din perioada domnului Adrian Vestea. Păi stai puțin, a fost asta, domnul Dunca. Păi noi le-am propus un pact de neagresiune. N-ați vrut? Atunci scoatem neregulile. Gata. Dacă voiați, le mușamalizăm. Sau cum? Da, așa pare. Așa păi așa pare. Pare, băi, am vrut să o dau la pace, le îngropăm și aia nu află nimeni. Nu vrei? Vrei război? Atunci o dăm pe legalitate. Au dat-o în pușcării. Bravo. George Scripcaru, liderul PSD Brașov, este un om de administrație, care a făcut în municipiul Brașov cel mai frumos din țară. Un om cu experiență, cu viziune, care cu siguranță își va continua proiectele pe care le-a lăsat în 2020. Tu îți dai seama ce zic celelalte orașe acum? De aceea îi rog pe toți colegii din PSD Brașov, din activul de partid, să înțeleagă această dorință a brașovenilor, pentru ca George Scripcaru, pentru că George Scripcaru a ieșit din sondaje la o diferență foarte mare de actualul primar. Noi nu ne batem pe funcții, nu contează cine este candidatul nostru. Noi întotdeauna ne-am gândit la cetățeni, a declarat domnul Marius Dunca, nu așa cum v-ați gândit dumneavoastră, domnul Zamfir, că nu s-ar fi gândit la cetățeni. Dar unde a zis-o pe aia că e arogant? Nu mai vreau o dată pe aia cu aroganță. Să găsim altceva nu mă interesează. Astea sunt ale lor. Astea sunt ale lor, da. Astea sunt ale lor, mă. Dar auzi, Scripcaru acum e la PSD, cum ar veni? Scripcarul, că nici nu mai știi că se mută, se astea. Da, Scripcarul e la PSD acum. Păi Scripcarul a fost PD, PDL, PNL, independent și acum e la PSD. Eu știam la PNL, dar văd că acum e la PSD, zici, da. Nu mai e la PNL din 2016. Bun, ai rămas pe vechi, rămas ești pe rit vechi. Am văzut că...
Dacă o găsești pe aia când zice că e arogant, ca altfel așa, astea cu am vrut să o dăm la pace, nu s-a putut, scoatem toate neregulile. Păi stai, altfel ce făceați mă cu neregulile? Și asta e tare. Că o scoatem cata, păi da, asta, asta nu mai ajută aici, nu pot să-l mai apreciez. Da. Zic, ce frumoasă e asta. Cum scos tu toate neregulile doar pentru că n-ați dat-o la pace, că dacă dădeați la pace, rămâneau neregulile supreși. Nu, asta nu-i dat pregeam. Mi-a plăcut evaluarea, domnule, arogant veștea. Și pare, eu nu știu dacă e sau nu, nu cred că am vorbit. Nu, am vorbit noi vreodată cu el? Nu am vorbit cu... Ba, n-am vorbit nici atunci când cu aia, cu cetatea, cu... Nu, de vorbit, n-am vorbit cu domnul Vestea. Cu cine? Cu cine am vorbit noi? N-am vorbit cu domnul Vestea, am vorbit cu domnul Coliban și cu domnul ministru cu Căciu. Căciu, da. Deci Căciu, Coliban și... Păi ei au fost pe speța aia, da. Dar cum e? Vestea sau Veștea? Eu îl știu de Vestea. Nu-i Veștea? E posibil să fie Veștea, dar cum sună mai arogant? Vestea sau Veștea? Mie sună mai bine Vestea. Nu știu, așa îmi place mie. Cred că e Veștea totuși, da. Acum mă uitam pe declarația asta. Nu e mai Veștea. E Veștea. Deci, da, din păcate, Veștea, din păcate, păi. Din păcate, da. Deci domnul Veștea, Adrian, da. Veștea. Hai, mă, ce naiba. Dacă o găsești pe aia cu aroganța, dacă nu, zic să mergem mai departe, că la partea asta cu n-ați vrut să o dăm la pace, scoatem toate neregulile, iartă-mă, nu-i nimic de apreciat. Să-i fie rușine, zice, nu înghită, să fie rușine. Numai cuvinte de ocară la adresa domnului Veștea, din partea domnului Dunca. Dom'le, e tensiune foarte mare, părea că s-au rezolvat lucrurile, părea că e o problemă doar la Timiș, dar o rezolvăm, că e omul ăla, cântărețul de la Consiliul Județean al PNL-ului. Dar pare că probleme sunt cam peste tot. Ziceți-mă unde nu sunt probleme. Sau la București. S-au decis ei. Dom'le, unde sunt primarul Seriș, ne reunim și dăm primarul de la o formațiune și președintele Consiliului Județean de la cealaltă. Hai să-i salutăm pe invitații de la această oră, doamna Diana Stoica de la USR alături de noi. Bună seara, mulțumim. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Tudor Polac de la PNL în direct, bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Lucian Lungoci, PSD, de asemenea alături de noi, bună seara, mulțumim. Vă salut, bună seara. Domnul Lungoci, ca să o lămurim pe asta cu Veștea, că am rămas așa oarecum suspendați în discuție, sau discuția suspendată în noi. Da. E arogant? Vi se pare arogant domnul Veștea? Păi n-am de cum să spun că nu-l cunosc personal. Așa de la televizor. Așa când îl vedeți la în imagine. Merge așa. Cam... Imagine, vă rog, că poate ne calificăm dacă dăm niște pare imagini. Pare, înțeleg că așa s-ar fi vehiculat la PSD. Bă, domnule, cam... Ziceți. Acum, dacă așa circulă vorba, așa o fi. Vă spun sincer, nu-l cunosc. Nu pot să-mi dau cu presupusul eu personal. Corect. Nu-l cunosc pe om. Să nu speculăm complet aiurea. Doamna Diana Stoica, ne surprinde masiv ce se petrece la Brașov, pentru că noi am înțeles câteva lucruri despre PSD și PNL. În general nu se înțeleg, dar unde există administrație useristă, se înțeleg. La municipiul Brașov există administrație useristă, e domnul Alan Coliban, nu știu cum se citește corect, așa. Alan, ok. Ca la Woody Allen, nu? Nu, ca la români, așa, Alan. Alen cu doi de L la români. Da, corect, așa este. Că astea sunt ale noastre tradiționale. Ion, Gheorghe, Vasile, Alen, bun. Așa, deci aveți primar acolo la Brașov. Ne-am fi așteptat ca înțelegerea între PSD și PNL să fie una desăvârșită. Ori se ceartă și unde există primarul SR? Păi unde ajungem în ritmul ăsta? Păi indiferent cât se ceartă, să știți că chiar dacă reușesc la un moment dat să se comaseze și pe aceste municipii unde noi avem primari, că doar acolo am înțeles că vor candida împreună, și asta sincer pe mine mă bucură pentru că este încă o dovadă că recunosc și ei munca acestor primari și își dau seama că nu au cum să fie niște competitori reali decât dacă se adună acolo amândoi și PSD și PNL. Dar eu cred că Alen Coliban își va continua mandatul și va câștiga un nou mandat, va câștiga încă o dată încrederea brașovenilor, pentru că a făcut o treabă foarte bună acolo și brașovenii, așa cum și timișorenii și băcăoanii, au avut oportunitatea să vadă ce înseamnă administrație PSD-NL și ce înseamnă administrație USR. Și sunt sigură că pe 9 iunie vom vedea. Deci, sincer, nu prea mă interesează. Eu să știți că știam că domnul ăsta, scripcarul, este la PNL acum. Dar nici nu prea contează că toți PSD-PNL, dacă sunt împreună, e de la amândoi. Domnul Polac, în primul rând să lămurim chestiunea asta. Domnul scripcarul, dumneavoastră știți unde e? Da, candidează din partea Partidului Național Liberal pentru un nou mandat. Deci nu e PSD-ist. Va câștiga cu siguranță un nou mandat de primar al Brașovului, pentru că în ultimii 4 ani, în afară să sponsorizeze, știți, echipa aia de fotbal la care
domnia sa era implicat și cumva este și cercetat de autoritățile statului, nu de către mine sau de dumneavoastră. Așa. Domnul primar Coliban nu prea a reușit să facă nimic. Adică acolo Brașovul era un oraș foarte bine sistematizat și foarte bine pus la punct încă de foarte mult timp. Domnia sa a avut ghinionul, domnul primar Scripcaru, că acum 4 ani să candideze independent. Da. Candidând independent a pierdut, nu mai țin minte exact, dar a pierdut la o diferență foarte mică de scor. Acest lucru nu se va mai întâmpla în 2024, pentru că brașovenii, cum a spus și doamna Stoica, au văzut ce înseamnă administrația. Dar, de exemplu, a zis că n-a făcut nimic. Uite, mi-a venit în minte că a făcut un aeroport acolo. Ce ziceți? Un aeroport a făcut Consiliul Județean, dumneavoastră. Am înțeles, Consiliul. Și domnul ministru Veștea, pentru că este investiția Consiliului Județean. Păi și atunci? În mandatul domnului ministru Adrian Veștea, când era președinte al Consiliului Județean, a reușit să ridice primul aeroport de la zero din România în Brașov. Deci când e ceva făcut în Brașov, îl face Consiliul Județean. Când nu se face ceva, nu face domnul primar. Dacă este titularul investiției Consiliului Județean, a accesat fonduri pentru acest aeroport, dacă Consiliul Județean a numit conducerea acestui aeroport, dumneavoastră îmi spuneți că l-a făcut domnul Coliban, care de fapt era cu echipa. Nu știu, eu văd că e vorba de un primar acolo, văd că s-a întâmplat treaba asta în Brașov și atunci m-am ridicat. E un primar acolo, dar dacă din bugetul Consiliului Județean s-a ridicat, dacă alocările guvernamentale au venit pe bugetul Consiliului Județean, explicați dumneavoastră cum l-a făcut domnul Coliban? Nu l-a făcut domnul Coliban, dar domnul Veștea, așa din ce ne descrieți dumneavoastră, e un om deosebit care a făcut multe lucruri bune pentru județul. Aeroport, n-am mai auzit pe nimeni să fi făcut. N-a mai făcut nimeni aeroport, corect. Și atunci ce nereguli vrea să scoată domnul Dunca la suprafață? Dar nu mă întrebați, nici nu știu cine e domnul Dunca. Nu știți cine? Domnul Lucian Lungoci, dumneavoastră știți cine e domnul Dunca? Eu pe domnul Dunca, că e senator. Nu, nu vă auzim mai tare. Nu se aude foarte bine. Spuneți. Domnul Dunca este senator PSD. Și șef pe acolo, pe la Brașov. Evident. Și ascultam mai înainte că nu-l identificați. A fost ministru, n-a fost ministru. Din câte știu, a fost și dânsu pentru o perioadă de timp președinte ANPC. A fost și așa. Deci a avut niște lucruri. Dar important este că e lider în Brașov. Dar dânsul vorbește de niște nereguli. Stai. Eu înțeleg asta. Pot să înțeleg. Dar știți cum Partidul Național Liberal, dacă nu mă înșel eu, cred că din 2004, sau chiar din anul 2000, are funcția de președinte al Consiliului Județean. Da. Neîntrerupt. Așa. De aceasta, probabil că n-aveam de unde să știu cine este domnul în cauză. Înțeleg că probabil sunt rivalități politice. Da, uitați, vă zice că a fost șef la ANPC, eu v-am zis că a fost ministru. Adică a mai fost, adică e cunoscut așa. Înțeleg, dar probabil că acolo în Brașov, din punct de vedere politic, nu știu cât a contat în condițiile în care v-am spus. Atât primăria cât și Consiliul Județean, mare majoritate din această întreagă perioadă de timp, a fost ocupată de către Partidul Național Liberal. Da, noi ne referam la neregulile astea, că zice că scoate nereguli. Nu știu asta să spună domnul Dunca, nu mă întrebați pe mine. Dar credeți că vorbește prostii domnul Dunca de la PSD? V-am spus că nu cunosc cine e domnul Dunca, mai departe. Nu, nu știți că e senator, este fost ministru, e fost șef la ANPC. Să știți că nu cunosc toți senatorii, nu cunosc, cred că nici măcar toți deputații, așa că... Nici de miniștri, pe miniștri știți? Care au fost așa? Mai de mult înțeleg că a fost. 2017-2018. Asta mă surprinde să nu știți liderul local din Brașov. E o zonă importantă a României. Să nu știți pe liderul local. Aici m-a surprins. Îmi pare rău să consar. Fac mea culpa dacă vă doriți. Probabil că nu îmi doresc nimic. Noi n-avem dorințe. Nu-l cunoști. Asta e. Domnul Colac, vă fac eu cunoștință săptămâna viitoare la Parlament. Ne întâlnim prima dată, e perfect așa, vă mulțumesc. E foarte bine că am rezolvat, mai punem oamenii în legătură, se mai împrietenez, mai ales că stăm în viață. Intermediul televiziunii dumneavoastră se întâlnesc cu oameni. Asta e, vedeți, ce avem și noi, un aport în societate. Domnul Lugoi. Vă rog, haideți, doamna Stoica, că nu e la urgent ce vreau să întreb. Doamna Diana poate să vină, dacă mult dați o secundă să vorbească doamna Stoica. Stați un pic să... Ok, cunosc suficient PSD și PNL-iști. E ok, mulțumesc. Uitați, l-am făcut necunoscut, l-am pus pe ecran. Spuneți, doamna Stoica, ce ați dorit să... Ideea este așa, vreau să vă spun că eu am fost chiar recent în Brașov cu caravana fără păcănele lângă școli și am vorbit cu brașovenii. Și oamenii mi-au spus chiar pe stradă că lucruri pe care le știam și eu de altfel, da? Că Alen Coliban a făcut investiții masive în creșe, da? Prin finanțare, prin PNRR,
a refăcut stadioane, deci a făcut foarte multe investiții în parcul, în infrastructură pentru copii, în școli, da? Deci a investit semnificativ în viitorul acestui... Păi o să ne spună domnul Polac că PNR-ul vine tot de la domnul Vestea, de la... Vestea, domne! Vestea! Lucrezi fără diacritice! Nu vreau să fim... Să fim onești! Nu vreau să fim absurd. Orice investiție este binevenită. Da. Orice investiție, mai ales în infrastructura școlară. Deci ați planificat, că unii credeau că nu e bună binevenită investiție. Care... Brașovenii sunt cei care vor hotărâ dacă domnul Colibar da. A făcut... Păi și a zis noi altceva, se pune problema să nu decide brașovenii. Bănesc că nu se pune problema, adică ați intervenit fără să clarificați ceva. Adică nu era ceva de clarificat. Normal că brașovenii vor decide, domnul Polac, ce doamne iartă mă vorbim. Dar acum zice reprezentanta USR-ului în discuția doamna Stoica, faptul că totuși s-a mai făcut ceva pe acolo pe un Brașov. Adică nu e ca și cum s-a făcut. Nu s-a făcut. Da. Dar vom vedea asta până la urmă. Asta nu-i treaba noastră. Hai să ce se face la guvern. Păi mine mă interesează ce se face la guvern. La guvern acum e spectacol. Noi vorbim foarte mult de alegerile astea, dar în timpul ăsta sigur că România își continuă activitatea. Și la guvern acolo, știți dumneavoastră când era, se dădea acea ordonanță de urgență sau ordonanță a austerității. Când se implementa austeritatea în România, era toată lumea, domnule, va fi pe zona de bugetari. Domnule, trebuie să mai strângem cureaua și la bugetari, că la privat i-am nenorocit suficient să mai strângem și la... Și acum văd că s-a descătușat cureaua respectivă, domnul Polac. Aveți informații în legătură cu treaba asta? Am ceva informații, nu am văzut încă... Ordonanța de urgență. ...normativ în totalitatea lui. Am văzut știri da. Care făceau referire la acest act normativ. El, din ceea ce cunosc eu, are câteva obiecte extrem de clare, mai exact... În situația în care s-a luat decizia prin ordonanța aceea pe care dumneavoastră ați făcut, la care ați făcut referire de anul trecut pentru a limita cheltuielile bugetare, dacă prin acea ordonanță s-au redus veniturile unor anumite categorii de români care lucrează în sistemul bugetar să se îndrepte acest lucru, pentru că nu aceasta a fost intenția guvernului încă de anul trecut, mai mult decât atât, am văzut că se vor acorda, va crește valoarea tichetelor de... Vouchere de vacanță 2600 de lei, creșterea numărului funcțiilor de conducere și creșteri salariale în companiile de stat. Creșterea numărului funcțiilor de conducere? Funcțiilor de conducere, da. Păi nu era invers? Nu? Cu scăderea numărului funcțiilor era, de conducere. Domnule, era, dar asta mai domnul de Polac, nu era invers? Ce, doamne iartă-mă, reținusem eu greșit? Parcă era cu scăderea numărului funcțiilor de conducere. Aici, cred că o explicație mai bună o vom putea primi din partea guvernului. Ce da. Pot să bănuiesc este că, în momentul de față, probabil că sunt anumite compartimente care pot avea nevoie de o astfel de măsură pentru a putea deveni funcționale. Vouchere de vacanță deci, sunt... Ce compartiment? Nu m-am referit la vouchere de vacanță. M-am referit la funcție de conducere. Am înțeles. Că mai sunt companii care au prea puțin șef. Domnul Lungoci. Bine, e discutabil aici, să știți că e complicat să ai numai situații în care ai un singur responsabil de, nu știu, 20 de oameni. Dar cred că Vargeș, guvernul, este cel care poate explica da. Mai bine. Poate până ne răspunde guvernul la telefon, poate știe domnul Lungoci. Domnul Lungoci, știți vreo companie de asta, i-ar fi bun un exemplu acum în context. Dacă știți vreo companie de asta care are nevoie de niște șefi, că nu merge așa, sunt prea puțini șefi acolo. Dar nu, n-aș vrea să o privesc în nota aceasta, pentru că... A. Noi discutam anul trecut, plecam de la un 12,6% situația din 2023 a numărului de posturi de conducere din total angajați. Da. Și ordonanța de la anul anului trecut ducea la o reducere la 8% a acestor funcții de conducere. Practic s-a constatat în, la nivelul fiecărui minister sau de concentrată, subordonată ministerilor, că n-ar putea să o ducă la 8% și se majorează, deci de la 8 la 10, dar oricum este o scădere la 12,6 la 10%. Am înțeles, deci mai mulți decât 8%, dar mai puțin decât erau. Decât situația din 2023. Am înțeles. Doamna Stoica, dumneavoastră ați mai numărat recent secretarii de stat? Că eu n-am mai apucat și îmi pare rău. Înțeles, sunt în continuare 200. Nu s-a redus 200. Măcar un post de secretar de stat. Este. A, nu vă întrebam dacă s-au redus. Eu vreau să știu dacă au crescut. Chiar vorbeam cu Radu. Mă, cum s-au descurcat ăștia să conducă o țară cu doar 200 de secretari de stat? Că nu e ușor.
Nu e, nimic nu. Unul ține creionul și celălalt ascute la capătul ăla. Celălalt ține foaia sau cartea invers, cum citea doamna Firea, nu o uităm. Deci, eu vreau să spun că mie mi se pare o mizerie ce au făcut cu această ordonanță, pe care înțeleg că au și adoptat-o în ședința de guvern de azi. Da, cu celeritate a fost adoptată. Cu mare celeritate. Deci, în loc să deblocheze, dacă mă întrebați pe mine, acolo unde lipsesc zeci de mii de oameni, da? Din spitale, din școli, din zona asta de sănătate și de educație, ei au venit, au anulat practic acele două ordonanțe de urgență pe așa numită austeritate, care oricum n-au fost respectate și n-au produs niciun impact, că doar au crescut cheltuielile la stat cu personalul, nu au fost reduse. Și vin acum și dau liber la șefi, deci să fie cât mai mulți șefi, liber la prime, la companiile de stat care sunt în pierdere și mai fac o chestie, mai dau liber să ia statul o bună parte din profitul companiilor de stat. Adică să le lase fără vreun ban de investiții, de mentenanță, dacă ne uităm la hidroelectrica, da? Deci s-a terminat cu acele mini-hidrocentrale din zonele care nu erau conflictuale așa, nu erau zone în arii protejate. Deci vin încă o dată și au dat drumul la... Bun. Acest drum. Domnul Polac, suntem în această situație în care auzeam ieri informații venite din partea ministrului, care este asociat cumva PNL-ul, ministrului de finanțe, cum că la anul vor crește taxe, impozite, TVA, nu știu, se vor întâmpla. Umblă vorba asta. După care azi vine această informație că, domne, da, uite, dăm aici vouchere cu tare, conform datelor instituției, măsurile vor crește cheltuielile cu 380 de milioane de lei în 2024 și 598 de milioane de lei în 2025. Nu mai un miliard de estimativ că s-ar putea să depășească? Că ei au mai făcut și bugetul. Această măsură duce la o creștere cu 380 de milioane a cheltuielilor astea și la anul cu 598 de milioane estimativ cu încetoarea stoică. Deci eu sunt într-o stație neclară, adică nu-mi dau seama dacă o ducem bine sau o ducem rău economic. Că în momentul când crești taxele, pare că noi o ducem rău. Întrebarea era dacă o ducem bine sau o ducem foarte bine. Sau o ducem foarte bine. Vă rog, domnul Polar, dacă puteți bine, să clarificați asta. Cu creșterea taxelor, eu nu aș putea să mă pronunț vis-a-vis de ea. Știți că Partidul Național Liberal s-a pronunțat de-a lungul timpului extrem de clar că nu-și dorește acest lucru. Mai mult decât atât, nici nu am văzut vreo declarație a domnului ministru care să spună că se va întâmpla sau nu se va întâmpla ceva, începând cu nu știu ce perioadă, fie 2024, fie 2025. Ce pot să vă spun în schimb este că acea ordonanță de la sfârșitul anului trecut, să știți că a făcut o economie bugetară. Da. Faptul că probabil au existat anumite instituții ale statului care, conform noii organizări, nu au reușit să își ducă atribuțiile până în locul în care guvernul și-ar fi dorit să ajungă, din punctul meu de vedere, cred că acesta a fost și motivul principal pentru care a fost adoptat acest act normativ despre care discutăm în momentul de față. Uh-huh. Vom vedea cum va funcționa. Nu cred că este obligatoriu să vedem de mâine nu știu câți noi șefi și doream să-i spun doamnei Stoica că să știți că odată cu ea și situația din, sistemul de sănătate este una adresată, pentru că în textul acestei ordonanțe de urgență se referă la schemele de personal din anul 2023. Acest lucru este destul de clar prevăzut acolo. Deci, practic, ajungând la acele scheme din nou, nu mai avem problema în care să avem numărul de posturi blocate. În acest context, vreau să intervin domnul Lungoci. Vă rog. Că nu mai e nevoie de niciun memorandum pentru angajările pe posturile din sănătate și educație. Ordonatorul de nu mai este aceeași. Nu ne procedează. Nu mai este aceeași, da. Care de post. Da, în contextul dat, adică ideea care este, era normal dacă încă de anul trecut, de când am discutat, că vom lua, acele măsuri care să reducă deficitul bugetar, s-a promis în clar că nu vor scădea veniturile niciunei categorii de cetățeni care lucrează la stat. Din perspectiva mea, și vă spun foarte sincer, mi se părea normal ca coaliția să respecte această promisiune. Iar aceasta este o altă prevedere care apare în această ordonanță de urgență. În acest context, vom vedea, firește că în cazul în care, din punct de vedere bugetar, ne vom simți din nou nevoiți să adoptăm măsuri care să reducă din cheltuielile aparatului bugetar, guvernul nu va ezita să facă acest lucru. Asta vreau să spun, că nu cred că pare. Deci,
mi s-ar fi părut mie normal că, ce? Da, dacă erați un partid cu adevărat liberal, nu creșteați taxele românilor de 3 ori în ultimul an. Și să știți că domnul Boloș, chiar dacă nu l-ați auzit dumneavoastră, a spus că în 2025 va fi prăpăd, vor fi alte creșteri de taxe. Așa a zis. Tot el, domnul, da, ministru Boloș este cel care a introdus și cel care protejează de 3 luni de zile taxa pe boală. Deci la finalul acestei luni, guvernul va fi încasat 30 de milioane de euro de la mamele care au copii cu cancer, de la femeile care au sarcini cu risc și de la proaspetele mămici. Nici astăzi nu este scoasă această taxă pe boală. Și ca să ne lămurim așa cu lucruri care de altfel ar trebui să fie clare în România, aș vrea să vă întreb, doamna Stoica, dumneavoastră știți cine-i șeful ANPC acum? Un mascarici, da. Bineînțeles. Vă rog frumos. Nu, sper că e, doamnă, un compliment. Vreau să vă măsurați cuvintele. Vreau să vă măsurați cuvintele. Aoleu, că e de la Constanța, de la Dumnezeu. Cântărițile. Nu, nu. Cântărițile. Dacă permiteți. Vă rog, de ce folosiți aceste cuvinte dure? Păi m-aș fi așteptat ca șeful ANPC-ului să-și măsoară cuvintele înainte să iasă în spațiu public, să panicheze toți românii, să amestece puii vopsiți cu puii cu salmonela, să nu mai înțeleagă nimeni nimic, iar apoi domnul ministru al agriculturii să vină să dea din numeri și să nu fie în stare de 2 zile guvernul ăsta să le spună românilor dacă mâncarea pe care o cumpără din supermarket este bună sau nu, sau dacă îi împolnăvește sau îi omoară. Domnul Lungoș, deci, pentru dumneavoastră e clar? Un minut, domnul Lungoș. În primul rând, dacă e clar cu puiul galben, cum stau lucrurile, și dacă e clar cu domnul Constantinescu, cum anume stau lucrurile, dacă e șeful ANPC sau e fostul șef al ANPC. Vă rog, dar un minut mai avem. Eu din câte, în momentul, la momentul acesta în care discutăm, nu este încă șeful ANPC. Unu, doi, fum fără foc nu iese și vreau să vă dau exemplul legumelor la care s-a constatat un nivel foarte ridicat de pesticide. Vreau să vă dau un exemplu de depozit de carne cu carne congelată de 20 de ani depistat în Constanța. Deci fum fără foc nu iese. Da, sunt instituții abilitate. Sunt instituțiile abilitate care... Doamnă, liniștiți-vă! Sunt instituții abilitate care să facă acele analize și să ne arate rezultatul analizelor, să nu le ține la sertar. Domnul Lungoș, mulțumim pentru intervenție. Doamna Stoica, de asemenea, îmi pare rău, nu mai avem timp. Și domnul Pola, din partea PNL-ului, de asemenea, mulțumim. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Bună, România! Situația se menține tensionată în privința domnului Horia Constantinescu. Nu știm dacă e, dacă nu e, dacă mai e. Dacă continuă să ne fie... Și că e, mă, în continuare. E, asta e o veste proastă. Asta e apropo de domnul Bezea, asta e veștea proastă. Asta e o veștea proastă. Domnul Buzăianu, potrivit ultimelor informații, nu și-a dat demisia și nici n-are de gând, pentru că, citez, are proiecte serioase de dus la îndeplinit. Deci este candidatul PSD pentru primăria municipiului Constanța, este în continuare șeful ANPC, chiar dacă șeful ANSVSA îl acuză că a alertat absolut inutil populația în scandalul puiului galben, care a fost o petardă de presă. Mi se pare senzațional. Într-o țară civilizată, cu apă caldă la robinet, da, da, noi am fi avut în momentul de față o discuție aplicată despre care sunt limitele ANPC, care sunt responsabilitățile ANSVSA și am fi ieșit din hărmălaia asta, din dăvălmășia asta de atribuții. Apropo de apă caldă, după o scurtă pauză, revenim cu primarul capitalei, care revine și el cu un anunț important, deci după o scurtă pauză, da. Nicușor Dan, o intervenție aici, în exclusivitate. Pauză. Și revenim.